A fost panică aseară pe aeroportul Otopeni. Un apel la 112 anunța că există o bombă la bordul unui avion ce tocmai se pregătea să decoleze spre Amsterdam. De parcă nu era suficient. A fost și haos în conversația dintre pilot și turnul de control. Cu greu s-au coordonat și asta abia după ce pilotul amenința cu declararea stării de urgență. Avem în exclusivitate înregistrarea discuției care arată reacția întârziată a controlorilor de trafic. We received a bomb threat for an Amsterdam flight. Okay, thank you. Este informația pe care echipajul zborului București-Amsterdam a primit-o în sfârșit de la controlorii de trafic ai aeroportului Otopeni, după minute bune de când li s-a spus să oprească aeronava fără a li se da un motiv. Explicația a venit după multe insistențe din partea piloților. Victor Romeo, you're ready for departure. I understand, sir. Stand by because we didn't get the information, the full information why you're being stopped. So hold position for the moment. We need some information, please. Sir, please talk to your handling agent. Timp de jumătate de oră, incertitudinea a plutit între turnul de control și piloți. Asta deși la sol se știa că la bord ar exista o bombă, după un apel venit la 112. După ce au lămurit situația, apare o nouă dilemă, evacuarea pasagerilor. Do you want us to disembark the passengers now or wait for the buses? Disembark now, the bus is on the way right here. On the ground they are saying we are not allowed to disembark, so please coordinate with the authorities that we must disembark. În sfârșit se pune în mișcare procedura de evacuare a celor peste 80 de pasageri împreună cu echipajul. Mi s-a comunicat că este o alertă și că trebuie să evacuăm aeronava. Atât, atât. When I saw everybody running and with the ambulances, I thought it was pretty serious. There was a little bit of stress. Yeah, stress of like feeling unsafe. Între timp, pista s-a umplut de mașini de poliție, ambulanțe și echipaje antitero care au început să controleze aeronava. Bagajele au fost scanate din nou. Controlul aeronavei începe de la a vedea în zona cabinei pasagerilor dacă există cumva un obiect lăsat sau un obiect neobișnuit care n-are ce căuta acolo. Pasagerii au fost duși la salonul oficial unde au aflat că zborul este anulat. Cei mai mulți pasageri au ales să plece cu următorul zbor disponibil, care a decolat în această dimineață la ora 7. Astfel, pasagerii au plecat de aici, de pe aeroportul Otopeni, către destinațiile lor, cu o întârziere de mai bine de 12 ore. După ce au terminat verificările, trupele antitero au anunțat că nu au găsit nimic suspect. Compania aeriană a decis să-i cazeze pe pasageri peste noapte la un hotel din capitală.